am revenit cu un nou videoclip. Astăzi vreau să fac o recenzie mai interesantă, deoarece este o carte pe care am citit acum mai mult timp, apoi din păcate am cam uitat de ea, apoi am recitit-o deoarece este destul de scurticică, apoi n-am avut timp să fac recenzie. Este vorba despre această carte, Bilbo's Last Song, de Gerard Tolkien. Este o carte foarte interesantă, adică din câte ați văzut, cărțile lui Gerard Tolkien sunt de obicei de cel puțin 200 de pagini, dar are și cărți mai grose. Și fiecare lucru scris de Gerard Tolkien este foarte gândit. Și așa că atunci când m-am uitat la această carte, cred că am stat vreo oră jumate să mă gândesc despre fiecare detaliu, deoarece chiar trebuie să studiez cărțile lui Gerard Tolkien, pentru că sunt foarte minunate. După cum sugerează și titlul, este vorba despre ultimul cântec al lui Bilbo din Hobbitul. Nu știu sigur dacă apare în The Lord of the Rings. Va trebui să recitesc și acea serie. Dar știu că nu a fost publicată când Gerard Tolkien încă mai era în viață, mai ales că spune aici la începutul cărții că prima oară a fost publicată în Marea Britanie de Unwin Hyman, Lutd, 1990, iar Gerard Tolkien a murit în 1973, adică după 17 ani după ce a murit. Îmi place foarte mult această carte, deoarece este o poezie întreagă. Bine, întreagă, am văzut și alte cărți, cum ar fi Legenda lui Sigur, cea lui Gudrun. Este tot o poezie întreagă, doar că aceasta este cartea. Este un poem foarte interesant despre cum Bilbo explică cum se simte înainte de a pleca în călătoria către The Undying Land. Deci, haideți să vă spun poezioara, poemul. Deci, în primul rând, vedeți niște ilustrații foarte frumoase, făcută de Pauline Baynes. Deci, avem în stânga două versuri câteodată și spune așa: Days ended dim my eyes, but journey long before me lies. Farewell, friends, I hear the call, the ships beside the stony wall. Foam is white and waves are grey, beyond the sunset leads my way. Foam is salt, the wind is free, I hear the rising of the sea. Farewell, friends, the sails are set, the wind is east, the moorings fret. Shadows long before me lie beneath the ever-bending sky. But islands lie behind the sun that I shall raise ere all is done. Lands that are to west of west, where night is quiet and sleep is rest. Guided by the lonely star, beyond the utmost harbor bar, I'll find the havens fair and free and beaches of the starlit sea. Ship, my ship, I seek the west and fields and mountains ever blessed. Farewell to Middle Earth, at last I see the star above your mast. Este o poezioară foarte interesantă, evident sunt unele cuvinte pe care nu prea le-am înțeles la început, deoarece se știe că Gerard Tolkien era un profesor și îi plăcea să se joace foarte mult cu cuvintele, inventând foarte multe limbi. Puteți vedea aici pe dreapta tot poemul, nu pare atât de lung atunci când îl vedeți în cartea propriu-zisă, dar am verificat și asta este tot. S-a și semnat la final. Îmi place foarte mult cum aici, în dreapta, avem imaginile din
The Lord of the Rings, The Return of the King, adică Întoarcerea Regelui, al treilea volum și ultimul. Jos, în stânga, avem amintirele lui Bilbo atunci când pornește, stă să pornească în ultima lui aventură. Și am observat după aceea că la fiecare pagină, această ramură este a unui copac diferit. Bine, nu neapărat copac, de exemplu aici sunt, cred că, struguri. Și este o carte foarte, foarte frumoasă, destul de subțire totuși, adică cred că mi-a luat 5 minute să o citesc. Ilustrațiile sunt, chiar dacă sunt destul de vechi, adică autorul ilustrațiilor, Pauline Baynes, a fost ilustratorul preferat al lui Gerard Tolkien. Asta înseamnă că a trăit pe vremea lui Gerard Tolkien și asta înseamnă că le-a făcut, ilustrațiile au fost făcute acum mult timp, dar mie mi se par foarte reale și totuși mi se par diferite de cum arată filmul Hobbitul sau The Lord of the Rings, deși nu știu sigur cum va arăta serialul care va apărea în puțin timp, nu știu sigur câți ani. Este o carte minunată care mi-a plăcut foarte mult. Sper că dacă o să citiți și voi să-mi spuneți ce părere aveți. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul. Pa!